Muntelul și prietenii săi, podcast, nu futilități. Noapte de februarie, suntem pe 103 cu 4 la Radio vân suntem și pe YouTube, video, dați un search după 13TV, sigla cu pisica neagră, de asemenea un subscribe ar fi mai mult decât apreciat. Sunt uh, trâmbițele de război, pandemia pare că a trecut și nu prea, restricțiile nu au trecut, noi mai retrograți decât Mercur ne-am adunat în această seară aici să stăm la povești cu formația Iris Aripa Nelu Dumitrescu, cu legendarul toboșar Nelu Dumitrescu și cu uh, Costi Sandu, legendarul, numai puțin legendarul vocalist, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mi-a fost doar de voi. Ultima oară ne-am văzut înainte de pandemia cu vreo 2 ani de zile și mă foarte bucur că vă văd sănătoși și pe picioare. Bănesc că nu e puțin lucru. Mai ales pe tine, Nelu, că te știam cu oareși ce probleme de sănătate. Bănesc că este mai ferit ceva. Pe am avut ceva acum un an și ceva. Acum anul trecut, în ianuarie. Dar a fost ca o răceală așa. Mi s-a părut, dar chiar am avut COVID. Am înțeles. 3 zile, 5. Poftim? 3-5 zile. Uh, câte, câte zile a durat? Da, da, da. A, 7 zile, 8 zile nu am avut gust. Miros. Am nimic. înțeles. Cum v-a fost pandemia, Costi? Cum să fie? Am stat în casă, ne-am îngrășat. am <laughs> mai ieșit pe afară, am alergat, ne-am dat cu bicicleta, am mai făcut niște piese. de asta am văzut asta, mă gândeam una dintre cele mai ciudate chestii care mi s-au întâmplat în pandemie a fost să stau închis în casă, noaptea la un moment dat, să fumez o țigară la geam și să văd trecând pe deasupra noastră sateliții lui Elon Musk și m-am întrebat, băi, cum am ajuns brusc în SF-ul ăsta, peste noapte a fost așa o senzație da. ce faceți? Scoateți album am auzit o piesă nouă și da. mi se pare că și sună foarte bine Adică cine a masterizat piesa aia jos pălăria. Este un sound uh, foarte nou, foarte proaspăt. Uh, tobele am văzut că se aud foarte în față. Chitara se aude foarte în față. Iar Costi este forță. Plus cine a scris versurile. Nu știu cine a scris versurile. Se pare că a cunoscut uh, trauma uh, statului în corporație. E vorba de ergomaniac. Sau Ergomania? Da. Eliza, Manda soția lui Cristi, vaia meu ce pot să spun? Totul a început în 2020, prin noiembrie, când mi-am zis, hai să începem să Să punem și noi pe hârtie ce vrem să facem. De la cam un an și un pic de pandemie. Și l-am chemat pe Matei la sală cu chitarațiul nostru. Chitaristul. Și am lucrat la 8-9 idei. După ce am chemat băieții, ne-am gândit că nu, mai, nu avem bani, ne costă foarte mult studio și atunci am mers pe băiatul meu, pe Cristi, care are și el un studio acasă și am zis, te bagi? Și el a zis că se bagă la nebuneala asta, zic, de asta e foarte dificil, foarte greu și am dat mână liberă și am mers la sală, ne-am tras tobele la sală la noi, N-am mai fost într-un într studio, într eu știu de asta. Păi asta am văzut, că s-au schimbat, adică cred că și la case mult mai mari. Da, de se afară se, se, chestia se trage acum. la trupe mari, mm -hmm. toți își Și acasă la sala acasă. de repetiții ne-am pus microfoanele noastre pe mixerul nostru digital, ne-am tras brut tobele, sunau extraordinar, Așa am mers la Cristi acasă, la studioul lui, și am început să tragem bas, chitară, clape, voce, al câtele album Iris este? Păi nu știu, n am venit cu lecția făcută. Și... 20, 16, 18. Nu știu, că scrie undeva. Încă mi-aduc aminte... Nu mi-a să țin minte. Încă mi-aduc aminte de primul meu concert din viața mea. Știi cum e? Primul concert aia are alt impact asupra no, ta. Mă. 16 decembrie 1989, sala polivalentă. Erau scaune jos și uh, rockerii stăteau în lături pe sus și... M-am dus sus acolo și apărea din când în când cineva cu o lanternă, stiu, ochi. Stai jos, stai jos, stai jos, stai... da, exact. Miliția celor vremuri. Iar în acel 16 decembrie, mi-aduc aminte, erau cântări de la 4 la 7 și de la 7 la 9. Aceleași da, trupe. Și... Exact. Și erau dubele miliției afară pentru că sunt să treaba la Timișoara. Și mi-aduc aminte de dubele alea și eu aveam doar 14 ani și mă, gândeam că mă ceartă, maică mea așa. Mă văd asta. Plus mai erau... Și aveam concert în ultima zi de turneu la Teatrul Tănase. De la spui? Uh, de ala, nu, a, spui a fost polivalent. una la Polivalentă, porma a fost la Tănase. Am mai vorbit și dată ultim da, asta. Da, da. Ultima, fost concert la Teatrul Tănase. Și erau... Veneau securiști și în sală, vof, va ieșea unul, mai intra. Și tot timpul am avut noroc că la piesele lente, când intrau, lumea stătea pe scaun acolo. Yeah. Mi-aduc aminte, asta m -amuzat, cu și de uniforma de rocker pe care o aveam, cu ranițelele alea de armată. Care de saca unele Era... Da, da, vor sacul de merinde, ori masca de gaze, da. cutia de la masca de gaze. Asta e amuzant cum se un mâși de gaze pe vremea aia. Vă se mai mai prin da? nu, erau numai, nu provenau numai Da, da, era un context în care ele se dădeau, îți spuneau, ia această mască de gaze, că la adică te protejează de... Da. De un atac chimic. De un seama. atac chimic. Și uite cum am ajuns 30 de ani mai târziu. Vă cum vi s-a toată perioada asta, toată demența asta. Tot se ul ăsta pe care îl trăim de 2 ani de zile. Să spun eu... nu E bine ce se întâmplă, în primul rând, mai ales pentru noi, că industria asta a fost cel mai greu lovită. Absolut. Și este lovită asta în Asta și Horeca, da. Să vedem, acum am văzut că din vară se anunță tot felul de concerte internaționale. Noi ce să facem? Sperăm că o să înceapă ușor-ușor să se dezmorțească treaba. Am văzut că OMS-ul a dat un comunicat în care recomandă ridicarea, suspendarea pașaportului verde și. Asta ar presupune că o să fie mult mai multe bilete de vânzări la concerte, bănuiesc. Da. Problema e că oamenii au făcut iară, au încălcat legea și da, să făceau astea pașaportul verde sau asta, cartea veche, verde ce ai. Da, și afară și au dat seama că se poate um, păi nu te nimeni, și... trebuie Să ți, -ți ceară buletinul, să uite în buletin să vadă dacă e QR-ul tău. E simplu. Da, te, te, scanează. Ideea este că avem o țară unde avem încă 60%, poate mai puțin, de, de nevaccinați și atunci și cei nevaccinați ar trebui să, să meargă la concerte. Asta a fost, cred, mi-aduc aminte o reacție a lui Eric Clapton, care a spus, frățioare, la mine la concerte nu vreau această separare între vaccinați și vaccinați. Până la urmă suntem toți oameni și dacă vă place ce fac, intrați oricum și mi s-a urcat lumea în cap, am văzut. Da, păi, îți dai seama că sunt două tabere, clar. Da, la da, perioada da. asta de 2 ani de zile, nu știu, a apărut și la noi o schimbare. Adică, în lume a apărut o schimbare. Dar la noi e cel mai grav, deoarece publicul va gândi altfel să vină la spectacol. După cum observi, oamenii nu mai au bani mai au așa bani, majoritatea. Raci, da. Chiar dacă uh, ce vedem noi la știri și la astea, este artificial. Timete redactor și spune tu și spune unde se duc la în concediu sau asta. E, oamenii nu prea au bani. Să și mai atunci fac și noi asta, avem ne avem bani și la spectacole. Vor Loc... fi probleme. Și asta e una din marile schimbări. Care... Locuiesc în centrul orașului. O treabă pe care am văzut-o în ultima vreme este că s a umplut de homeless și uh, genul agresiv, adică stau în fața ușii la Mega și când ieși de acolo, îți vin undeva aici aproape și îți tot explică o poveste să le, să le dai niște bani. Uh, lucrul ăsta nu se întâmpla, adică acum un an de zile nu era așa, acum doi ani nu era așa, pur și simplu am văzut că se întâmplă peste noapte. Uh, pe de o parte avem cel mai mare PIB, sau așa ne lăudam cu ceva vreme, București nu a avut niciodată un PIB atât de mare, versus a început să miroasa sărăcie pe stradă. Plus, cred, România face parte din acele țări ca, în care foarte mulți oameni trăiesc de pe o zi pe alta, pe ăștia i-au bursit cel mai tare. Și pe voi la fel. Da. Ați fost la, la meeting? Când a fost meeting acum, de, făcut de oamenii care lucrează în industria muzicală? Nu, nu. nu. nu a fost la... Am vrut să mă duc, dar am aflat chiar în dimineața era cam târziu și n-am mai ajuns în piață. Am înțeles. Au fost mai mult organizatori din showbiz și oameni care sunt pe tehnic mai mult. Am văzut că ministrul culturii parcă a dat un comunicat cum că s-au făcut auziți, dar lucrurile au rămas ca atare, adică mai mult de atât să sperăm că mai spre vară o să gândească cineva că se mai fac niște bani și să plătești și niște impozite la stat din povestea asta și dă drumul la concerte și la cântări. Păi asta trebuie să facă. Trebuie să dea drumul la concerte și să noi să ne facem treaba. Da, nu poți să anunți domnule, se dă voie să faci un revelion. Îl anunți cu trei zile înainte. N-ai cum. Că nu poți să pregătești niciun spectacol. De-aia nu s-a întâmplat nimic în București. S-a întâmplat doar la sectorul 3. Care și el era deja am o întrebare tehnică pentru voi. Faptul că lipsești în așa poveste un an, doi de pe scenă, sunt mai mari emoțiile când revii? E, e ca un exercițiu care cumva îți intră în, în rutina ta de zi cu zi, dar nepracticându-l îți, îți mai ieși din mână? Emoții ai oricum, că ești artist, n-ai cum să n-ai emoții. Dar se simte, dacă n-ai mai repetat, dacă ai avut pauză, se simte. Și toată lumea s-a plâns de chestia asta. Care dintre voi are cele mai mari emoții când De emoții vorba ca și în sport și în muzică este la fel. deja când mă duc la sala de repetiție, deja te simți o durere în corp, în mâini, în mijlocul. Pentru că nu mai ești antrenat și te-ai învățat să stai acasă. Oricât ai spune... Ușor, ușor, obligativitatea asta de a rămâne în casă și de a nu mai ieși sau să nu poți să faci orice îți vine. Da, de vise de a, faci băt. E grav de tot. Și atunci, ne nefiind antrenat, nu te mai antrenezi că n-are niciun rost. Eu mai mă duc o dată, pe săptămână, maxim. Dar normal ar trebui în fiecare zi și să păstrezi antrenamentul. Și atunci, a, și fără să gândești când ajungi pe scenă, dar va fi foarte greu prima oară acum când o să mai fim din nou să fim pentru că rămân la întrebările și tehnice ușor să două și o să vorbesc cu tine care Zim. ai totuși o vârstă. Băi nene, să stai la tobe o oră jumate, două au fost concerte cu Iris pe relativ de curând în noua formulă și mai lungi și să bați două ore jumate sau două ore nu este mult prea mult? Este, este. Adică mai adică cu dar cum și la condiția asta fizică? Da, și la, stau bine eu deocamdată, nu am nicio problemă, dar până la un moment dat, când nu poți să te mai țină balamalele, nu ai ce face când nu te poți lupta cu, cu, viața. Asta e viața. Cât timp am forță și îmi place ceea ce fac, că poți să o faci ca lumea. Când nu te mai lasă, asta e, corpul, și spune, domne, asta e, scârție, ai ce face, stai liniștit, în momentul ăsta stai liniștit, dar cel mai grav e, nu e neapărat că o oră jumate când sau două ore, când, dar la repetiție stai cu fundul pe scaun și cu bețele în mână câte trei ore ca să repeți, că nu ți se ceva, colegul tău, eu știu, are de re repetat ceva sau vorbim cum trebuie să facem și stai pe scaun acolo și mai bați, mai stai, mai bați. Trei ore le pierzi. e frumos, o oră jumate, trece ca popa. Știi ce vreau să te întreb pe tine? Eu știu că vocaliștii se împart în două categorii. Vocaliștii care apreciază o tărie înainte de cântare pe motiv că își dau drumul cumva corzile vocale și vocaliștii care spun că este total contraindicat să faci această treabă pentru că îți corzile vocale. Tu cum funcționezi? Inde, eu zic că e o iluzie asta cu să iei ceva înainte. Unii iau, unii nu iau. Eu cred că ăia care iau, iau ca un pic de trac. Dar uh, nu e bine să bei deloc înainte de cântare. Nici așa. A, ah, că ai tu o rutină și că îți permiți să iei un 50, dar nici ăla nu e bun. Că poți să ai o zi proastă ca fotbaliștii, să ți usuce gâtul. Să, nu știu, să nu fii odihnit. Contează foarte mult să dormi cu o noapte înainte de concert să te odihnești. Da, într-un turneu de o săptămână. Să vezi după a doua zi cum încep să te lase toate. Oricât ai dormit. Păi da, mă, pentru că ai și grupii, ai o noapte plină până Dar dimineață mai vorbim, de dor până la <laughs> Nu, vreau să spun că nu e... Chiar nu e indicat. Măi, vorbeam mai devreme cumva că s-a întors lumea cu fundul în sus. M-am trezit azi dimineață și prima știre pe care am văzut-o când fac revista presei la cafea, uh, am văzut uh, fostele iepurașe Playboy uh, susțin că au fost agresate sexual de Hugh Hefner. Da? Hugh Hefner este acum amort. Uh, iar Playboy, publicația Playboy a anunțat public că le susținem în demersul lor de a-și face cumva dreptate. Zic, băi, cum au ajuns la situația asta? Par Parcă... Uh, plus, uh, mai este această eternă problemă. Uh, noi când eram tineri uh, ne raportăm la ă, ăștia mai conservatori ca la niște oameni care vor să ne interzică în permanență. Acum s-a ajuns în momentul în care conservatorii fac uz de, de, dreptul la liberă exprimare pentru că se trezesc cu, 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 cu acest, maroc. Mă asta se întâmplă mai mult în state și în Europa, de vezi, cu acest cancel culture. Vă cum vi se pare povestea asta? Hmm. Adică, Eu știi, să, 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 te, să te trezești peste noapte, hai să spunem Costi că este mai expus, tu stai în spate la tobe, dar Costi este mai spus. Să te trezești peste noapte că afli că nu știu ce ai făcut acum 20 de ani și o să uită lumea strâmb la tine și nu mai cântări și așa mai o departe. Eu că e un trend ăsta. E o modă la americani sau, mă rog, în Occident în general se poartă chestia asta. Probabil că se fac niște bani și de aici pleacă totul. Da, uite că la asta m-am gândit, să fac niște bancă. dai ce crezi tu cadut? că fac alea scandal? Că au fost agresate ele de uh, Polanski sau de nu mai știu cine? Merlin Manson, că ăsta e pe val acum da? cu scandalurile sexuale, da. da. Păi ăla, numai când îl vezi cum Păi asta mă și gândeam tu ca păi femeie, te, că duci te, te să te combini cu Merlin Manson. Da. Și pe urmă, vii plângi că ai fost abuzată sexual, e, da. dar ce te așteptai și cât a fost joc și cât nu și cât vrei să scoți niște bani pe urma lui, de fapt. Ăla care face videoclipurile. La noi e altfel. La noi cu divorțurile, da? divorțează <laughs> și spune de ce divorțez nu știu ce, o săptămână, două, trei, o lună și după o lună se împac. Da, da am păcat. La noi e altfel scenariul. La... Am înțeles și o lume mai mică și femeile mai iertătoare. Da. Mă, acum la noi nici nu sunt banii ăia pe care știi să, să scoată vreo femeie cu mulți bani pe urma noastră nefiind, na, atunci ne împăcăm. E mai sănătos așa. Băi, vreau să fac acest moment cu, cu amândoi de, care e un moment mai... Um, cum îi zice, de tabloid, o să încep cu Nelu. Băi, Nelu, vreau să-ți pun patru tobari și vreau să am aceste discuții cu, cu prietenii mei de ceva vreme mi-am luat boxe și pick-up și de atunci am început să ascult o grămadă de chestii foarte vechi, pentru că îmi place foarte mult sound-ul ăsta uh, uh, total analogic și uh, altfel au stobele. Și vreau să te întreb, dintre Bill Ward de la Black Sabbath, uh, Jason Bonham de la Led Zeppelin, uh, cum îl cheamă, um, uh, Neil Pearl de la Rush uh, și laș aș și pe Danny Carey de la Tool, care ți se pare cel mai bun? Nu există cel mai bun. Fiecare este o personalitate. Fiecare are o emblemă. Sau cu care rezonezi lui. tu cel mai nu mult. Nu ai cum. Nu ai cum să faci ce care e cel mai bun. Fiecare are un stil personal care la rândul lor ia o influență în muzica respectivă sau artiștii respectivi din alte țări. Cum și de la noi. Deci n-ai cum să zici. N-ai cum. Nu se face așa ceva. Cine e mai bun? Nu se face. Păi cum? Astăzi discuții între fani. la Plec, este asta. extraordinar. Are felul lui, are șarmul lui, are culoarea. Cel de la Queen, dacă Textura. nu mă l-ai spus de el. La fel, are culoarea lui doar, doar tobat, arăș. o auzi. Fără să scoți ușor, să dai seama că este el. De la Raj nu mai spun ei parte. Și Zeppelinu iară. Deci fiecare are față și toți au influențat diversi toboșari din lumea întreagă. Hai să te bag și pe tine în filmul ăsta. Uh, după părerea mea, Ozzy Osbourne are un timbru foarte bun și un filon de blues. Dar un vocalist este Rob Halford sau un vocalist este Geoff uh, Tate sau un vocalist este Dio. Uh, Fun fact, fimea, care are 16 ani și s a, a devenit panchistă o peste noapte, mi-a spus o chestie foarte interesantă. Mi-a spus că media vocilor din heavy metal o reprezintă James Hetfield, ceea ce mi s-a părut o observație foarte interesantă. Tu cu care rezonezi din ăștia cel mai Nu mai știu, mai? că plaja mea este foarte mare. Eu ascult de la, nu știu ce să zic, Purple, Led Zeppelin, ACDC până... Ce să zic? Trupe nordice, gojirea. Știu, mă gândesc versatil. că tu, spre diferență de mine, ești, cunoști mult mai bine tehnicile vocale și cum să. ce aia voce de cap, ce de piept, ce înseamnă să-ți să forțezi gâtul, adică. Când da. cântă băiatul ăla de la ACDC de de, ICDC de pildă, mă mir că mai poate să vorbească porma, se pare că omul are mai probleme și mai erau soliști care cântau în stilul la Nazareth e același gen uh -huh. de voce și am înțeles că în zona aia de unde sunt ei de acolo așa cântau bărbații pe vremuri uh -huh. Ce cântau ei la băutură. așa e de Axel Rose mai bătrân da. Da, e, și de iar și-a pus amprenta, e un alt stil de voce și l-au preluat foarte mulți, pentru că dacă n-ai ambitusul respectiv te orientezi undeva în teren și vezi ce te prinde. Plus că Metallica când au început să ia albumele alea, discurile pe care le meritau, au devenit, mai ales după Black Album, au intrat în mainstream, direct. Dar o băgat și heavy metal în mainstream, ceea ce cred că a fost ha, păi un câștig pentru foarte multă lume. Pe de altă parte, dacă mă întreb pe mine după ce, toată lumea e a apreciat pentru băiețeala cu care cântau, când au dat-o cu Nothing Else Matters și au început să cânte și pentru gagici, s-au umplut ha, și de a Da, A fost chestie a... și de producători, că a știut cine să învețe ce să facă. La Beatles a fost aceștia. De fapt, toate trupele astea mari de rock... Au pățit aceiași chestii, au dat decât un băiat care le-au spus trebuie să vă îmbrăcați așa, trebuie să cântați așa, nu e bine cum vreți voi, că trebuie să faceți așa, cum vă zic eu. Discul nou, ce cu el? Când apare, câte piese apare pe vinil, nu apare pe vinil, vinil? nu-ți e pe disc? Sigur. Da. Uh, După părerea mea, știu, albumul acesta, ultim al nostru, care se intitulează Zodiac, Zodiac. Zodiac, da. Taur. Este, un, este portretul omului modern, credem noi. Nu în totalitate, că nu putem... Văzut că vers versurile sunt foarte sociale. Da. Mm -hmm. e, am încercat ca fiecare piesă să aibă măcar câte un pic din particularitățile oamenilor. Eu știu, tristețe, dragoste... E aceast, acest single al nostru care este se intitulează cum se intitulează așa? Ergomaniac. Ergomaniac. Un om care tinde să alerge zi de zi după muncă să ajungă la muncă și să ajungă în vârfuri fără să mai țină cont că să mai există trească. o formație care cântă să vină la un concert, mai există o iubită sau eu știu, să aibă grijă de viața lui și asta am încercat și după lumea toate un ne-am gândit că acest drum este foarte bun și este și actual și ca o formație de rock. Câte piese sunt? 12 piese. A, ați muncit ceva, mă gândesc. În da. cât timp l-ați tras? Un an și un pic cu totul? Vino și tu mai în microfon, că nu te aud. Din 2020 am început, din 2020. noiembrie, de când am început să lucrăm la piese, până anul ăsta, în Cum ianuarie. V-ați mișcat repede. Nu, da, de tras s-a tras într-un timp mult mai scurt. În 2020 ne-am apucat să lucrăm la, la piese, propriu-zis. Cum se scrie o piesă la voi? Cine vine, vine cineva cu un riff? Vine cu o idee? O, vine cineva cu o idee și o dezvoltăm la sală, o orchestrăm împreună. Deci totul se face împreună. Eu știu că atunci de pildă când am făcut film uh, au fost o grămadă de chestii care au căzut la montaj și am avut senzația asta de parcă mi-am omorât copiii, știi? Uh, <gătri> e o treabă de orgoliu până la urmă și uh, eu o treabă de cum reușesc să-și gestionez orgoliu în relația cu, cu ceilalți, pentru că e foarte interesat în, într-o echipă. Deci, asta vă linia trasată este trasată de mine. Uh -huh. Pe ce zona mergem. Dacă am feeling-ul și simt, spun Asta e linia. Astea sunt piesele. Astea sunt ideile. Înțelegi? Și, în general, ideile se fac. O strofă, o trecere, un refren. Dacă ai inspirația, poți să mai faci și un mijloc. Dar, în general, mijlocul și astea le lași ca toată lumea să-și să dea cu părerea. În general, toată lumea își dea cu părerea. Este frumos. Dar, la ora actuală, este foarte greu să vină cineva și să spună, uite, domne, cam asta e linia pe care trebuie să o urmănă. Strada. Pentru că mergi la noroc, poate să placă sau să nu placă. Dar în toată viața mea am avut un feeling, un nas așa și asta a fost prima oară. Am venit cu ideile, de am spus cu, cu Matei, le-am lucrat mare parte până la mijloc, până la solo. Și de acolo le-am zis, le avem, ne-am tras cu telefonul. Așa e frumos, pus frumos lângă boxă. Și în momentul ăla am zis, cum lucrăm și ce facem. Păi, da, uite, merge și atunci. pe treaba asta de pildă să zic de Matei sau de tine, Costi. Băi, am, am vreo 200 de idei și sunt toate trase într-un folder cu telefonul cu ce Dumnezeu le-am tras acolo și pe urmă, vă duce și culegeți din ele porma ce și Și pe... alegi de acolo. Păi nu știi ăsta de la Metallica, cum îl cheamă Truhiliu? că și pierduse telefonul. Nu, cu nu, hemat. Cu... Sau hemat. Hammett, Hammett, Hammett da. Ai pierdut telefonul cu vreo 3000 ceva de idei. Era disperat om. nu Mă rog. Și la 70.000 de euro gestioneze altfel. La 70.000 70 de milioane de euro. Am, nu știu, pe idei în telefon. Mai am un stick pe care mai am rifuri de chitară trase de acum 10 ani. Cu diferite acordaje. Și mai dai cu urechea prin ele? Da, dacă ai vrei să cauți ceva, sape acolo și găsești ceva să-ți placă. Măi, mie mi îmi place foarte mult piesa asta, Ergomen, Ergo... tot îmi vine să o pronunț în, engle... în, engleză, știi, da, Ergomania. Da. hai să-i dăm play. Nai. Aspru. Ne Dumitrescu, ergo maniac Hai că am zis bine, am nimerit-o în uh, românește Foarte bine masteriza masterizată piesa asta Și uite vorbeam acum cu, cu Costi S-a schimbat în ultima vreme Dacă mai dai de o trupă mai nouă Sau chiar de cele vechi care își mai scot albume S-a schimbat masterizarea În pandemia vieții Am ascultat o grămadă de albume Pe care nu am avut timp să, Cărora nu am avut timp să le acord atenție Și mi-am găsit acum și am nimerit un white și tobele sunau ca uh, nu mai sunau cum erau masterizate în 90 cu totul foarte compresat și cu chitările mai în spate ci erau foarte în față și îmi sunau a Pantera Vulgar Display of Power da, De deci ce deci ăla era soundul de tobe de la, de la Weissnake. tot Eldridge la tobe de aia suna așa o moare o vârstă, dar nu îi dai vârsta. Decă... Pic. Date mai microfonul un, un microfon pic. Așa. Tomi vorbea. Da, Tommy Eldridge de la Weissnick. Am înțeles, da. Îmi place cum s-au masterizat lucrurile acum. Are alt atac chitara, tobele au alt atac. E altă... Da, da, am e, discutat e cumva cu, mai aproape cu de varianta live, știi? Am, am discutat cu Cristi, am ascultat și alt uh, uh, alt gen de tobă. Ne a explicat, uite, o, o tobă din America, o tobă din Anglia, formații care au forță și uite cum sună topa. La noi sună foarte bine, uite cum sună. Zic, a, o lonaș vrea așa să fie. Era prea înfundat premierul. Deci se merge cu premierul mai gras, mai mare, cum se spune. Cum da, se da, spune. da, 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 E un alt stil, da. Și atunci la masterizare a fost treaba lui. Știu că m-a întrebat nu-ți se pare prea compresat? Păi zic, mai dai drumul un pic. Și a mai dat drumul un pic de la el, dar el pe gustul lui a mers pe mâna lui el s-a ocupat și la orchestrarea pieselor o să vezi că la alte single o să vedeți că el s-a ocupat cu percuția și cu mărunțișurile și sunt unele piese altfel decât cum era Iris înainte. Bă, eu mă bucur că există multă energie în aceste piese. Clar. Există, limpede deci și nu se doarme, a... nu se nu cu lente, este altceva. Unii zic că bă, altceva, am vrut altceva să fie dacă nu mă înșel, Bob Rock îl chema pe producătorul Black Album. Chiar el a tras multe chitări pe acolo, basuri, basurile sunt Și știu că spunea o chestie care mi s-a părut foarte interesantă când au bătut palma înainte să tragă discul, zice, băi, una e să ascult discul vostru, alta e să vă văd live. Eu vreau să fac un disc cu voi de unde să iau energia voastră live și să o transpun pe disc. Și mi se pare că tipul ăsta de masterizare reușește foarte bine să, să aducă în spiritul acestei idei. Ceea ce nu-i puțin lucru. În fine, apare în mai albumul? În mai vrem să fie, dar aștept să-mi dea ochiul okay cu sala. În ce dată o să o facem. Dorim, ce la sfârșitul, exact? dorim la sfârșitul mai să fie. Ah, să fie cu cântare. Cu cântare. Vrem să și-l filmăm. De asta mm -hmm. să mergem și la repetiție și repetăm ca să învățăm perfect să cântăm și pe întuneric aceste piese. Noi, pentru că sunt foarte dificile. Ele par așa când le asculti, dar când este faptic, trebuie să înveți cu metronomul, să lucrezi, costică, pentru că una e să tragi la studio și una e să fii în concert. Are la anumite piese foarte sus de cântat și... Dar s-a descurcat la repetiție, n-a fost nicio problemă dar vrem să facem să-l filmăm, să rămână vreo încântare tot albumul, nu știm încă dar oricum 8-9 vor fi cu siguranță în concert și plus piesele Iris, după lumea toată e un circ și cele vechi Asta Știi ce voiam să te întreb Costi? Uh, există niște exerciții de memorie pe care le faci sau pur și simplu s-a dezvoltat un tip de sinapsă pe creierul tău de poți să reții foarte multe versuri. Mie unul mi se pare imposibil să fac asta. Le reții dacă repeți. Deci dacă ți le cânti în cap și vrei să le înveți ca pe o poezie acasă, nu mergi. Dar dacă le asculți tot timpul și le și cânti, îți intră, să spun eu, să creează rutina aia. Când, bineînțeles, când cu versurile în față la început, mm -hmm. dar după aia fac abstracție de -ale mai... Da, prefer, ai, ai stofi. cumva linia melodică în cap și pe urmă îți vin și versurile, că bănuiesc că... Bine, albumul ăsta l-am ascultat, mai de... la, albumul l ascultat de sute de ori. Cred că le știu pe din afară. -am Dacă înțeles. se întâmplă să mă sui pe o scenă, să cânt 4-5 piese la prima, le cânt. Știu că mă uitam la un interviu la un moment dat cu David Lee Roth și povestea din tinerețile cu, cu Van Halen și spunea, eu și cu toboșarul, puteam să ne suim la orice oră din zi și din noapte pe scenă și știam 80 de piese cap cu zic băi, câtă memorie trebuie să ai și trebuie să ai clar un tip de exercițiu să... E exercițiu ăsta, dar să știi că nu toată lumea e la fel. Dar e și trecut. eu pot să cânt piese din anii 80 fără repetiții. Unii repetiție. pot, unii uită la tine e, puțin diferit, la tine e un soi de memorie musculară. Nu e asta, știu piesele cum sunt. că știi piesele cum sunt pentru Au fost piese învățate în anii 80-82, Don't break my heart again, piesa asta, dacă acum mă pui, să o cânt, o bat. Vrecur cu tot. băgă în cănile. Don't break my heart again. mi știu Știu o piesă. Ce să spun. Amin, ce încercăm să, să explic este că sunt uh, două, uh, la, la amândoi doi sunt uh, exerciții de memorie, la tine este memorie musculară ca și la chitariști, în general, la instrumentiști ține de memoria musculară. E, uh, Oigan mi-a explicat foarte interesant uh, același aspect, zice, băi, este ca și cum aș intra într-o casă și știu acolo bucătărie, acolo, e baia acolo, adică imediat. Uh, da, dacă ai cântat niște ani, îți rămân în tipuită. Da, și da, la tine e un pic diferit față de memoria musculară. La tine e treabă de... de, și de memorie. Dar asta e gimnastica minții. Dacă nu le înveți, nu o să... Cu caietul în față, dacă cânți cu caietul în față, cu caietul în față vei și la pensie. Și sunt soliști la noi din opera, te au te învăța comod, da. Nu, solistul niciodată poate are undeva, ca ți spun notele în față de orchestra, da. orchestra lucrează cu note. Dar dacă tu cânți cu prompter, orice, cu prompter muri. Asta e clar. A, înțeleg la Halford că știu că văd care prompter tot timpul sau am fost am urcat pe pe scena aia la ei la un moment dat că lucram în producție atunci. Și avea texte lipite de schele pe acolo, pe unde se mișca el. Mm -hmm. Bă, și zic, ce dracu' că le-a cântat. Dar avea texte de -o la piese cunoscute. Probabil că te lasă memoria la un moment <gură> <dar>. <gură> Tu le știi și el nu. <gură> nu le știu nici eu chiar pe toate. În general, piesele pe care le cânți, îți dai seama, eu când am venit la Irisa, trebuie să-mi 30 de piese, 30 de texte. În cât timp? Nu mai știu, în... Din august, din august din... până în octombrie. octombrie. Și eu în septembrie știam tot. Măi, Am găsit caietul, azi l-am găsit. Și repetat aproape în fiecare zi. Bă, fără fără da. duminică. E adevărat că, că jumătate le știam. Texte, asta voiam că să spun, far... că jumătate cred că le știu și eu. a mult chestia asta, dar au fost piese pe care nu le știam. Pentru că eu de la lună plină n-am mai ascultat Semirist. Uh -huh. mi Mi-au plăcut 12 porți pe care l-am ascultat toată sau de două ori și eu n-am mai ascultat Iris. Și când am venit aici, stai așa, că mai e încă 15 piese de cântat pe care nu le știam. Da, îmi place exerciții. Sunt pasionat mai nou de aceste tipuri de exerciții de memorie pentru că uh... Pot să raportez asta la mine? Pe de o parte am o memorie de elefant a lucrurilor care s-au întâmplat odată de demult, dar dacă mă întreb ce am făcut ieri, s-ar putea să mă scarpim puțin în cap, știi? Am și treaba asta. Dar tipul asta de memoria voastră este uh, diferită. Eu nu am treaba asta. Pur și simplu nu, nu m-am preocupat să țin minte vreodată. Nici măcar nu știu poezii. Nu pot să cuceresc doamnele cu poezii. Nu, nu am acest exercițiu de, de, de a reține uh, nici mișcări. Pentru că asta cu, 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 cum zice, cu memoria musculară de care îți vorbeam, poți să o vezi și la lupte de pildă. În momentul în care te antrenezi în sală, trebuie să execuți cinci lovituri de, diferite, dar cam în aceeași ordine, pentru că ele au o noi mă știi? Și pentru asta, bineînțeles, să trebuie foarte mult exercițiu și cumva zilnic. Și mă gândeam că și la voi funcționează la fel. Și mi se pare cumva că memoria musculară, fie la tobe, fie la chitară, la bas, este ceva mai simplu de asimilat decât, decât foarte multe versuri. M mă, gândeam cu, mă gândeam la memoria lui, la memoria, la mintea lui Bob Dylan, că acolo versurile sau la Iron Maiden, frățioare, deci război și pace într-o piesă de Ala, asta, ai și o. citești. Are da? multe vorbe, <fie> E, cu anii, cu timpul te înveți și le Eu memorezi, te învață. Sunt față... convins că Dickinson nu -are, are nimic. Da, e pur și simplu memorie. Și exercițiu. Scrie cărți. Băi, uh... hai să spun ceva. La acest album la care am lucrat, uh... este prima oară când am fost chiar fericit. Deci, zău. Bine, toate au știu avut o spui. fază, dar asta chiar am, am fost fericit. Mi-aduc aminte. Uh trecut câteva luni, șase, șapte luni, când a tras relul clapele. Stăteam lângă el, că și el a venit cu mine la sală și m-au chinuit acolo. Mai trage o dată, mai trage o dată și era 11 noaptea și zic, bă, dar noaptea nu prea ai stare, sunt prea obosit, știi, dar oricum. Și mi-aduc aminte trăgea relul și am zis, hai să facem așa să sune. Și am stat lângă el la aproape toate piesele pe album, și nu vă vine să credeți ne-am îmbrăcișat, care eu nu prea fac așa ceva și nici Relu nu face. Pentru că ne-au ieșit. De Sunt multe de astea stări uh, pe care le-ai la cursul vieții, dar a acum mi s-a părut că, într-adevăr, acest album este pe gustul nostru și este ceva, uh, ceva nou. De aceea mă bucur că și tu ai observat că e alt sound. Da, uh, Al stil de a cânta, adică al stil de a cânta, al stil de a compune piesele. Noi suntem tot noi: Coste, eu, Relu. Este o treabă Mutsu, pe care am observat-o mai nou, uh, pe care am constatat o mai nou uh, și o numesc joaca cu muzele. Ai o preocupare, da? Hai să zicem muzicală. Eh, cu cât te avânți mai mult în, în povestea asta, la un moment dat încep să-ți vină ideile în cap, dar pur și simplu tu trebuie să te conectezi, să le accesezi acele idei care circulă prin aer și pur și simplu te-au tras. Întrebarea este, știu că în, în documentarul primul pe care l-am făcut cu Balta Albă, vorbeam cu saxofonistul Iordache, da? Și el mi-a spus, zice, bă, eu de cele mai multe ori am senzația că sunt doar un transmițător și asta cu... cu... Uh, cu faptul că eu am făcut și eu am drept și nu știu ce, e doar o treabă de ego și că te mai ajută să mai scoți niște bani din drepturile de autor. Dar, uh, basically, uh, ești doar un transmițător al muzelor respective. Bineînțeles, beneficiezi de ce exercițiu și talent ca să poți să le accesezi și să le traduci pentru, pentru tine, în primul rând, și pentru restul lumii. V v cum vi se pare treaba asta? C a, și a, că spuneai că ai fost fericit. Fix asta te face foarte fericit la un moment dat, și mai ales după ce fericit ai stat perioada de. Da, riscă. da, da. Mm -hmm. Complicată. Păi, așa e. Deci, fiecare artist are o, o păsărică, o viziune, cum îi zicem noi. Uh, Într-adevăr. Eu nu vreau să mă gândesc că de undeva îmi vine și asta, ca aș părea. sau că domne simt că îmi vine de undeva și nu știu ce și. Nu știu. Da, da, am înțeles. E un bine lucru bine bun. Nu să... e. Dacă omul așa uh -huh. simte și așa, uh -huh. este. N-ai nimic pentru spus. Pentru că așa e. Așa simte acea persoană, așa o vede el. Și asta. La noi este altceva. La noi este. La mine, de pildă, este. Totul depinde de energie, de a fi ceva, să-mi transmită, să-mi atingă mie coarda respectivă. Să zic că, bă, asta este, o vreau, aș vrea să avem așa ceva, aș vrea să fac așa. Dar aveți senzația asta că în momentul în care, hai să zicem, ați făcut o piesă sau un album, care este a voastră, da? E de aici. În momentul în care i-ați dat drumul, nu vă mai aparține? Adică e deja un bun public care nu mai e tocmai al vostru? Nu știu dacă simt neapărat chestia asta. Într-adevăr, o faci și o asculte public. Dar... Adică nu mai e chiar a ta. Eu zic că e a mea. Am înțeles. Că eu am... Eu muncile. Dar neapărat că am muncit acolo... S-a întâmplat ceva. Deci nu o să uit niciodată că piesa aia este a mea. Mm -hmm. Sau a formației în care cânt eu. Bănuiesc că în momentul în care a apărut piesa aia apare întotdeauna o piesă de pildă, da? Apare într-un context al vieții care e important și cumva memoria acti afectivă Pentru accesează... Public, da. Pentru public, da, am întâlnit chestia asta la multe persoane. trebuie să te mai întreb pe tine o treabă. Uh, am văzut, un prieten a făcut la un moment dat un interviu cu Beth Hart este femeie, femeile sunt mai sensibile decât noi. Dar spunea o chestie, are acea piesă, e mai a woman sau e mai the one, se numește. Ea suferă de bipolaritate și spunea că ea nu mai vrea să cânte acea piesă, live pentru că atunci când a fost scrisă a avut o poveste de amor, da, povestea, da, povestea de amor s-a dus în cap, ea a suferit foarte tare, iar de câte ori a cântat după această poveste de amor, această piesă live, a trebuit să intre în ea și în toate vintrele ființei ei ca să scoată maximum de calitate pe scenă. Reversul medaliei a fost că după ce a făcut această treabă, 200 de, 200, două săptămâni, a făcut viața uniat întregii trupe cu care se afla în turneu. Și a zis că, ea piesa asta nu mai vrea să o cânte. Voi treceți prin așa ceva? Sau... Da, sunt Trec. piese da. care îți creează anumită stare. Asta e clar. Că pentru că muzica te influențează. Adică eu, cel puțin, pentru mine muzica e terapie. Eu ascult muzică dimineața la plânge și țară. Și sunt piese care... Pe care nu mai poți să le ascult că e un chitarist care nu mai e. Știu e... ce zici. Ți da, verici? știu de cine zici. Am asta de treaba. Mm -hmm. A, și pur și dar nici nu mai poți să le cânți. Sau... De când foarte rar. Și da. ai așa, o strângere da, acolo. Piese... Ai o... Deci nu le mai ascult. Nu mm -hmm. La mine, la noi, la mine este în uh, o anumită perioadă când am când treci prin greu, mm -hmm. greutăți, ascultam și nu mai știu ce formație cine erau atunci în perioada aceea și dacă ascult acel album, nici nu, ni nu vreau să ascultă acel, acel album sau o piesă uh -huh. din ce ascultam atunci. O să. Alea, da, străzește, da, s-a întâmplat chestia asta. Într-o perioadă, în an, nu știu când, acum 20-30 de ani, ascultam, nu știu dacă sigur era ACDC, un album și în momentul la albumului ăla, dacă e să-l sau o piesă pe albumul ăla, am închis automat și numai. Pentru că fără să vreau te trimite, îți, îți aduce aminte uh -huh. de perioada aceea. Ce memorie efectivă, da? Te, 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 te doare ceva uh -huh. și atunci bo, ai termina cu ea. și Dar băi, ea, având piesa asta, să o scoată din concert, din cântate. Nu știu despre voi, dar eu, anul trecut, după primul an de pandemie, băi, așa tare m-am bucurat de discul nou de la ACDC. Deci a, am avut o senzație de aia de sănătate. Știi? A apărut fix când a început pandemia, atunci l-au lansat. Da, la -au câteva mâni, da. Că... Bine, curaj. ACDC își permit orice, să facă orice la ora asta. A, este foarte bine. cea mai mare formație în viață. Este. Mai e și Rolling Stones. Mai e și Rolling Stones, dar concertează <laughs> foarte rar. Îți dai seama, ăștia au rămas fără solist. Au cântat cu alt solist. Au fost două tabere. domne, că n-are ăla acest... Ăla și-a făcut treaba foarte bine. Plus că avea box-office. De-aia l-au și luat. Uhum. Când a bubuit pandemia, ăștia au scos power-up, care e super album. Da, 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 e foarte fresh Exact senzația asta am avut-o și la, și la Iris ăsta, cu la Ergomaniac. Uh, voiam să vă mai întreb ceva. După cât ați stat închiși în casă, voi, fiecare la el la casă, cum a fost revederea la sală? când v-ați adunat, Pe când v-ați hotărât eu. să puneți iar de disc. Nu, noi suntem învățați să stăm, să nu stăm unul cu altul sau chiar să nu vorbim, să ne sunăm și o lună, două, trei, la noi nu e o problemă asta. Noi suntem învățați, pentru că suntem un pic singuratici. să că când plecăm în turneu, mai vorbim, atunci vorbim mai mult, Așa și când ajungem acasă... Păi, eu sunt de Maria și ăsta sau... Uh, fiecare, uh, care Costi pleacă pe unde are el când putea să plece. Are a, treburile lui, eu am treburile mele, mă gândesc tot timpul la muzică, ce face formația, că te să am grijă cu spectacole, cu asta, n-am treabă cu ceilalți băieți, decât când am să mă sfătuiesc ceva, știu, o problemă. Bă, ce să facem? Ce zici? Ești de acord? Costi că da, bă, merge, trebuie să facem. Raierul zice că e de acord, eu știu, Tibi la fel, Matei nu are nicio problemă. Îmi place să cred că că ai un grup în fiecare oraș mare de când te pune în țară. Și, la... Da, hey a fost greu, că ne mai vedeam la repetiție. Că altfel, unde să te vezi? La restaurant? n cum. Unii acasă, la ceilalți să ne vedem așa. Ai vinotul la mine, era periculos. Știu Știi atunci... ce este ex extraordinar cu, cu toate astea? Că atunci, în momentul în care vă suiți pe scenă, măi vă sincronizați foarte bine. Mie, asta mi se pare. Eu întotdeauna când văd o trupă pe scenă care se sincronizează instrumental foarte bine. Băi, mi se pare ca un soi de miracol, pentru că nu-i puțin lucru. E și asta treaba de exercițiu și unii o fac just like this, printre Bă, care și voi. E da. rutina asta pentru că și la repetiții cântarea e ca în concert. Alții repetă, am văzut eu, repetă ca să repete, că trebuie să scoată piese respective și trebuie să treacă prin el. La noi până nu sună diesel, până n-auzi locomotiva, cum se mișcă, mm -hmm. plecăm de acolo. că adică nu plecăm nu facem piesa aia până nu sună cum vrem noi. Și de aia sună așa formația Iris. au venit de curând, a venit de curând aici Mihnea de la Roadkill Soda. Eu sunt mare pasionat de Roadkill Soda și îmi spunea o chestie care m-a amuzat foarte tare. ei nu repetă niciodată în ziua concertului sau cu o seară înainte pentru că vor suna prost pe scenă. Cu două serii este altă treabă. Voi aveți treburile astea? Nu. O zi no, înainte, nu cântăm o înainte cu... Mai microfon, noi. că nu vă auziți. Microfon. Da, da. mă duc să pe spate. <laughs> Dar poți să-l cu tine. Uh, uh, nu, 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 no. Are toate costi, no. că noi nu facem cozina înainte. Adică să fim un pic relaxați, să nu ne forțăm corpul, pentru că a doua zi trebuie să cântăm. Aproape două ore, cum ai spus, și atunci trebuie să stăm relaxați, să nu ne gândim la nimic. Sport faceți? Uh, Bănuiesc că sunt niște exerciții, mai ales pentru voce, sunt niște exerciții uh, 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 fizice pe care trebuie să le faci ca să te meti într-un tonus foarte bun. Da, mă mai duc la sală din când în când. Deja nu mai suport asta cu sala. Dar merg foarte mult cu bicicleta. Acum că a venit frigul, am renunțat. Am da, trebuie să faci sport pentru că trebuie să stai în picioare două ore pe scenă și nu e chiar așa simplu. Da, mi imaginez că nu e simplu dar Mai lucru ales o anumită vârstă. <laughs> da, Nelu stă jos. <laughs> Nelu face sport tot timpul, pentru că instrumentul lui e cel mai sportiv instrument. Să știi că m-am uitat uh, foarte tare, foarte, cu foarte mare atenție la... la... M-am apucat să trag de fiare din nou pe acasă, că am zis să mă mai mișc eu, și m-am uitat la, la antebrațul tău. E Un antebraț foarte bine lucrat și bănuiesc că este fix de la mișcarea asta. La poanie. <laughs> da, da, da. Mișcarea asta e foarte importantă la Tobar. Tobarii ai au, au asta de jazz din inchie, au Au ăla dezvoltat, simt. că nu toți tobușarii au poanii așa. Da, da, și în asol bați așa, dar bățul se învârte în mână. Dar, am prins un tic și el totdeauna se învârte. Eu nu-l țin fix. Ah, nu știu, m-am dezobicnuit. Și atunci îl țin și el se învârte. Și fiecare are stilul lui, dar ține bățul, dar Daniele, mă uitam la Cristi, că Cristi Ține bățul de la jumate. Zic, cum bate asta frate? Și e fiară la tobe. Adică am văzut, am văzut, da. Și m-am uitat la mai mulți toboșeari. E stilul ăsta de a ține bățul în mână. Dar vezi, fiecare... Nu. Uh... Are stilul lui. Ne întrebi și despre nuțul ceva? Da, v-am întrebat ce mai face nuțul. Mi-a arătat că în piesă era... Era solo-ul lui. Bă, Primul, bă, solo, este... da. Primul, Primul solo, da. Primul solo. Este în Suedia. Ce să face? Am încercat să-l facem... El a tras acolo și a trimis? Da, 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 în... da, da. El a tras acolo, am încercat să-l aducem alături de noi și l-am adus, nu vrem să-l să lăsăm să se piardă acolo. Am văzut și că atunci, suntem prieteni pe Facebook, a, a avut ceva cântare acolo sau ceva? Da, are, are, dar vreau să-l ținem aproape de țara lui, Da seama, aici contează cel mai mult. Știu că a avut și el niște probleme de sănătate. E bine? Da, a avut la gât. Ce mm -hmm. am avut eu așa, ganglionii, el a avut la gât. Și e bine acum. Da, da, e bine. Și o să-l vedem la cântări? Vine sau? Uh, o să încerc să-l aduc, pentru că anul ăsta facem și 47 de ani, ani. de uh, da. Și vreau să fac în cinci toamnă, în octombrie, să fac... Uh, ăsta, concertul aniversar. Să vedem cum s-o mai întâmpla cu restricțiile vieții, că ne-au omorât psihic cu toate da. poveștile astea. În fine, să Sperăm că vor veni vremuri mai bune. Băi, nu știu ce să zic, uite, bat râmbițele de război acum și de unde am fost foarte optimist până zilele trecute de vreo câteva zile mă gândesc, băi, ce s-a... Ce se întâmplă totuși și dacă s-a putut treaba peste noapte? Că așa, istoria nu a dovedit că din mici uh, neînțelegeri și accidente au ieșit niște războaie mondiale, știi? În fine. Și ba, am teama asta așa cum și gândeam, băi, ce fac dacă începe? Primul, cred că primul lucru este să plecăm din București, că aici o să fie și cu mai cu restricții decât au fost vreodată și Dumnezeu cu mila. Să sperăm Înfim. că lucrurile se no, vor așeza de la sine. Da, n-ai cum, pentru că am fi eu știu, Putin ar fi un barbar să face așa ceva, doar de dracu să spuneți, vă trebuie să vă fie frică de noi și să, să ne arătați un pic de respect. Păi nu este uman așa ceva. Sunt mai complicate lucrurile. Arăt. Păi și noi putem prin forță, adunăm 500.000 de mii de soldați, ăia 500 polonezii toate și ce facem, ne dăm în cap, a fost al doilea război mondial. Ce au făcut? Nimic nu poți să te Sunt mai complicate cu... lucruri, adică Ei, ei vor să fie respectați. Deci ei vor să... Vor să rămână da la masa forța, negocierilor. Așa, cu forța și să aibă zone, pentru că ei Toți sunt Toți fac asta. Ai observat că ei sunt închiși. Păi i au, -au se da. pe la Mediterană să ajungă mm. sau în partea cealaltă pe la Finlandez? Și deci este... să, mai e să... un pic. Vor să aibă trasee, vor să nu mai fie ucrainieni, să, să fie ei, de... fără să fie NATO acolo. Ni să intre în Uniunea Europeană să nu-i lase. Treaba este că, așa cum arată lumea de vreo 2 ani de zile, sunt, sunt niște schimbări de paradigmă, cred că sunt și niște schimbări de hărți. Da. Uh, da. Și bă, peste toate astea mai suntem și noi pe aici și suntem în viață și viața noastră nu mai arată cum arăta cu 2 ani. Când ne plângeam de câte în luna și în stele, până într-o zi în care, știi, când a fost pandemia, m-am amuzat, zic, bă, dintr-o dată, uite, nu se mai plânge nimeni nici că e luni. Nici că e trafic în București, că nu mai era nimic, că uite am rezolvat două probleme cu pandemia vieții, a fost liniște și pace, nu liniștea aia pe care o voiam. Uh, trebuie să o ducem mai departe până la urmă și să sperăm că o să fie liniște și că cât de cât o să ne revenim. Nu știu ce se întâmplă, că... Ne-am tot uitat uh, ani de zile peste gard la american ca la Dumnezeu, știi, și acum văd că lumea de acolo s-a schimbat foarte tare. Mă uitam la niște imagini, dacă pur și simplu dai Google, dai Google, te, te uiți pe YouTube și dai Philadelphia Street, uh, vezi o zonă care este plină de zombie, pur și simplu zombi, uh, pe heroină. Nu se țin bine pe picioare, mai sunt căzuți pe stradă, te, te sperii. În Los Angeles se întâmplă la fel. În locurile alea foarte șmechere din Los Angeles, pur și simplu s-au umplut de corturi cu homeless. de de e frică, s-au mutat Care foarte șmechere? mulți, uh, scumpe. Asta, Zonele a, scumpe la... din Los Angeles acum s-au umplut în jurul lor de corturi cu homeless, iar oamenii de acolo le e frică să-și lase copiii, <coughs> să se mai ducă la școală, înțelegi? Uh, uh, trăim poveștile astea acum. Vedem ce o să fie. Eu am văzut e? și înainte, te-am zis, pe strada principală unde sunt pe, pe asfalt uh, uh, amprentele artiștilor, am văzut o domnișoară de 18 ani, sau cât o avea, nu știu, dar era tânără, cu mini stătea e, în fund și avea o dea de, -aia de, în ce de carton și cerea bani și era, cred că, trucată săraca și era o bulevardul acolo pe În ce acum vreo, A făcut vreo 15 ani. Mm. Deci acolo totdeauna Ei, au fost asta e, e un fenomen care, care a luat amploare acum, în, mm. de când cu pandemia am văzut. Mă rog, cred că cu vreun an, doi înainte. Timp Treaba este că dacă se duce să America arat. în cap, ca asta tot spun de ceva vreme, la care. America până la urmă a făcut o chestie extraordinară. Ea a ajuns o superputere odată pentru că a avut libertate de expresie și alternanța la putere pe care el a inventat-o. La patru ani ne, avem, ne votăm din nou președintele și niciunul nu are voie să stea mai mult de 8 ani. Ceea ce a fost foarte sănătos și a făcut din Statele Unite o superputere. Dacă America se duce în cap și China crește nu știu cum o să mai fie viața noi, viața. Adică noi doi am trăit-o mai puțin costi, dar ne l-am mai trecut până asta. Dacă va trebui iar să vă duceți cu versurile la comisia de cezori. Nu, no, no, nu, o să mai Asta e o aberație. Dar uh... Dacă, 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 dacă cu chinezii. Dacă o să apară într-o zi... Cu dacă o să într-o zi niște <laughs> ascultători care o să spună că nu știu ce a vrut să spună Costi în cu masculinitatea lui toxică de pe scenă, știi? Ai, nu, cred că să că ajungem în poveștile astea. N-are cum. Iar America nu o să cadă de... Eu știu, se mai schimbă, ai văzut cum. Imperiul Roman. A căzut la un moment dat, dar a stat o grămadă. Păi Apoi. și ăștia au vrut 200 și ceva. Da, mai. da, nu, nu. Sunt o forță, mă. Sper Sunt să o fie forță și, și să dacă doresc așa. ei și nu se culcă pe ureche, poate să țină mâna totul. Pentru că n-ai cum mă, să te luți. N-ai cum. Ce vrei să faci? Lupte de stradă? Ai construit, ai făcut frumos în toată lumea. nu știu, suntem toți acum cosmopoliti. Ne vedem unii cu alții. Vindem blom de acolo, nu poți să strici. Ce să ajungi? ajungi? la lupte de stradă. Alții sunt cu oia, alții sunt cu oia. Nu să se ajungă așa ceva. Să se ajungă la așa ceva, după părerea mea. Dar sunt fițele fiecăruia yeah. și arată mușchi. Ce? Ce să a, faci? S-a mai întâmplat să ne arătăm mușchi până într-o zi în care. mă rog, ieși, sunt eu puțin ai îngrijorat. Ai a fost gândirea. Gândirea a calculat, s-a fost. Putin. Fac așa, fac așa, i-a luat pe iranieni în partea aia, alta, altă, chinezii în partea aia, și să acopere anumite zone Sunt și să poată să aibă și el spatele asigurat, că nu e singur. Bă, eu sper ca voi, de pildă, să nu mai ajungeți vreodată la nu, comisia de cenzuri cu versurile. Păi sigur nu mai ajungem. Na, se întâmplă. Uh, Axel Rose, de pildă, era uh, luat la rost pentru nu știu ce piesă de prin 80 că a spus nigger în piesă. Hai mă, băieți, acum... Era în anii 80, avea voi. <gângăt> da, e acest comediant american, Dave Chappelle, <coughs> care în stand-up-urile lui a spus faggot pe scenă și s-a atras atenția de la o directoare de televiziune, de lanț de televiziune, să nu mai spună feghet că este jignitor. Și el zice, păi și ce pot să spun? Păi zice, uite, tu ești negru, dacă spui nigger, n-ar fi vreo problemă. Păi zice, ai minată feghet, ai minată nigger tu. Adică stai un pic totuși, ce facem aici, ce vorbim? Ah, uh, și acolo sunt. Da, acolo se întâmplă ce se întâmpla aici cumva în anii 80. Au apărut niște comisii de cenzori din, din partea asta de, de stângă politică, care poate to toate la nas. Rolling Stones au avut această problemă cu Brown Sugar. Ei nu mai cântă Brown Sugar live pentru că, mă. Doamne Ferește, e rasism. Jur că de câte ori am ascultat Brown Sugar nu am avut această senzație vreodată. Dar noi nu conta textul. Sau conta dacă îl cântai situl spuneai anumite cuvinte și să se înțeleagă ce dorești tu să fie. Dar problema e că la noi conta muzica, așa gândeam noi, bă, facem un text de dragoste sau, eu știu, de patriotism ceva, dar contează sound-ul, muzica, ritmul, asta era în acea perioadă. Și reușeam, cum a fost corabia cu pânze, cum a fost lumina zilei sau țara adevărului, era vorba despre România, să știu. de pildă. Dar adevărului nu mai, nu știu ce, nu mai nu știu ce. Știu Totul de pildă de și... un truc pe care îl făcea Șerban forța cu versurile de la Phoenix, uh, ca să i treacă versurile pe care el le vroia, mai punea două strofe mult mai abrazive și cădeau alea și rămânea ce voia el, da, ca da, să-i păcălească păi Știa... de la comisia de cenzori. Dar n-aș mai vrea să mai ajung vreodată în vremurile alea și să-mi se spună, n-ai voie să spui n-ai să spui nici nu trebuie să fim de acord neapărat, dar acum văd că se, se pedepsește foarte tare delictul de opinie și pe mine mă îngrijorează treaba asta un pic cu cenzura, în fine. Este așa că nu stăteau miniștrii sau Ceaușescu să asculte cine a scos Iris sau Phoenix, ia să vedem cum stăm cu textele, nu... Nu stăteau, dar tot omul de bază care îl puneai la Consiliul Culturii, venea și tătăia ca el să stea liniștit și să ia bani, să-și ia salariul lui grăsuț, să mai facă turism, eu știu pe unde mai erau chemați prin China sau eu știu pe se mai ducea, se plimba și făcea, dar restul... mai am o întrebare la voi, căci vorbeam cu colegul Ovidiu înainte de emisiune. Măi, voi nu, nu aveți senzația că în anii 80 și chiar parte din anii 90 noi am avut un public de rock mult mai numeros decât acum? Normal, pentru Sigur. că muzica rock era la mod atunci. Și acum n-ar mai fi. Păi și muzica no. disco tot din rock derivă și zi hip hop tot de la rock a plecat. Deci eu habar n-aveam că hip hop până să văd documentarul ăla cu, cum îl cheamă, cu Rick Rubin cu Aerosmith, uh -huh, cu... uh -huh. Cred că da. nu l-am văzut, dar știu ce zici. Ai și m -a au apărut ăștia de la RUN DMC și au zis, uh -huh. dacă nu era această formație, nu eram în underground și acum, în ziua de azi. Uh -huh. Corect. Și au mulțumit. Mă rog, am văzut niște premii, parcă. <coughs> Dar am văzut un documentar de despre piesa asta, cum s-a făcut. A venit Nearii Grubin și a zis, voi trebuie să cântați cu băieții ăștia, cu Adidas și albin în Nu cântăm noi să cântăm cu aia, mm. cu brown sugar cu așa. Și ci că au fost, deci sunt filmări de atunci din studio de când trăgeau. Mm -hmm. Deci îți dai seama că istoria s-a s-a scris atunci. Da, ăștia au fost primi, pe urmă, au venit uh, pe pe Antrax, cred, cu cu Public Enemy păi care au fost ei, mai făcut a, a o compilație cu tot felul de trupe, unele chiar de trash metal. Cred că Judgment da, Night era pe să unui film, da. Uia trai cu Fave nu o mă știu că cred că l-am acasă, am caseta. <laughs> bă, ți-a făcut cu puia. Da, făcut. mama nu mai spune. Mi-a -mi plăcea piesa și mi-a plăcut cum a făcut textul el. Mm -hmm. Și videoclipul e frumos. Dar n-au mai vrut unii să-l mai pună. Bă, dar nu înțeleg de ce. Că bă, se supără cineva sau nu e bine. Fanii se supără că ai făcut cu puia. A. Dar a fost o chestie. Apropo de anii 80, uh, veneam foarte multă lume pentru că era singurul loc unde puteai să te manifeste. Bun, și acasă, cum, singur, cu bancă cu magnetofonul, și ce să faci. La concert veneau, veneau îmbrăcați cu lanțuri, cu, în negru, și făceau uh, desene pe față ce era la concert. Da, asta. Și noi am fost și ei și cu cu am susținut și ne-am riscat și noi nu viața, eu știu, situația, când am fost interziși. Să aveam copil mic și eu nu aveam niciun ban să, să cumpăr, pentru că ne-au interzis niște oameni care erau cu duși cu capul. Dar am fost și veneau, simțeau altfel rocul. Și noi în tinerețe am cântat și unii venea, în 1986 au venit la noi niște fani și ne-au întrebat, la Metallica nu cântați? Zic, bă, ne pare rău. Am auzit de ei, dar nu putem cânta, că nu putem, nu e, e stilul nostru. Ca Iris, deci noi pe mai, pe cântam. Tribut, mai, spune spune și... mai cântam tribut, cum se spune acum. Mai cântam Aerosmith, mai cântam, nu știu, un, o Santana, un Tin Lizzy, o grămadă de, de, piese. Black Sabbath, Deep Purple, o grămadă cântam. E, și că... oamenii mai veneau la noi și ne întrebau, nu cânta și asta? Pentru că dacă nu puteau să-i vadă, măcar să audă în concert. dar voi n aveți treaba asta să, să vă deranjeze când o bagă pe aia? Eu bănuiesc că la tine vin cel mai tare. Cu. Mai strigă câte un titlu. Mai Mai strigă din sală. Da, e așa, bă, bă, ea, mai așa, băi, ia mai lasă-mă. Nu, tu ai oricum un playlist pe care îl respecti că ăla trebuie cântat și... Dacă mai strigă ei câte o piesă care se cântă foarte rar și dacă vrea Nelu, așa o mai dăm la abis sau dacă e cazul. Dar mai strig, îți zăi seama că... Uh, mă uitam, pe de de-o parte trebuie să recunosc că odată cu vârsta am început să-mi placă din ce în ce mai tare sau să apreciez din ce în ce mai mult formația Rolling Stones și mă uitam, uh, toate canalele lor de, de social media nu se mai numesc The Rolling Stones, se numesc The Rolling Stones, The Best Band in the World. Uh, în, și a fost, cred, și acum... Doi ani de zile, o mică râcă între Mick Jagger și Paul McCartney, pentru că McCartney spunea că Beatles este cea mai șmecheră trupă din lume și Mick Jagger i-a replicat, da, dar Beatles nu mai există. Voi în războiul ăsta, Rolling Stones, Beatles, în ce categorie sunteți? Eu mă bag la Rolling Stones. Întotdeauna mi s-a părut că sună puțin mai, mai dirty, mai murdar, mai flic și asta mi-a plăcut foarte mult. Hey, e... Yeah alt gen de rock, mai puțin, mai Bluezy. neapărat mai agresiv. Tu de cine zici acum? De Beatles? De Rolling Stones. Ah, da. Deși mie, eu sunt eu fan cu Beatles. beatles. Am da. înțeles. Oricum. Asta întrebam voi, în ce marcă Rolling sunteți? Rolling Stones este cea mai mare formație din lume la ora asta că că trăiesc cu oamenii și chiar cântă. Adică cântă ei mai rar, dar cântă. Am înțeles că au concert. Da, 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 un turneu, nu știu, cred, prin state. Asta e, dar ei au fost, beatles au fost uh, tari și am revăzut. Rolling stones au fost și ridicați care ziceau că seamănă cu The Beatles și că ele două sunt aceeași uh, chestie ar fi. Dar uh, nu, sunt diferiți, erau diferiți. La concerte, ar zice ce se întâmpla în la concert stăvânt? în acea perioadă. Erau cu oamenii de ordine, erau probleme, Angels, cu, da, o da. grămadă. Erau ei altfel. Era erau foarte sălbatică America, parcă la vremea da. era mai sălbatică da da, 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 uh, da. A apărut toată treaba asta acum tehnologică, NFT-uri. Am văzut un soft uh, zilele trecute în care tu când îți acorduri de chitară da, sau îți o te înregistrezi o temă din capul tău sau tunelul, poți să-ți înregistrezi tobele, după care pur și simplu apeși pe niște butoane și-ți accesezi o orchestră întreagă pe care AI-ul da, ți-o pune pe piesa aia sau poți să iau orice piesă iris și să scot fiecare instrument în parte. În momentul da, ăsta, există, tehnologic, există. se poate face treaba asta. Poți să iau vocea ta și să fac ce vreau cu ea, să-ți dau pitch, să... E asta ajută foarte mult DJ-ul asta care e la mod acum. Mă gândesc totuși că nu e cumva, mă rog, cu un vârf tehnologic mult mai mare diferența de atunci când a intrat Pro Tools până anii 90 pe piață și dintr-o dată nu s-a mai tras doar analogic. Nu e cam același lucru. Și nu ar ajuta și la voi la o adică. Nu, asta te ajută în cazul unei melodii pierdute. Să zici că e un solist care nu mai e, sau un instrumentist mm -hmm. care nu mai e. Eu, pentru asta îl văd util și ca să poți să faci mixuri. Asta e clar. Deci, s-a inventat programul ăsta și încă o care... poți să vii cu o idee sau așa să faci o melodie sunt site-uri pe net și îți facă ea piesa cu totul, cum vrei tu am văzut, da, imediat să-ți bată toba cu plugin de la corn sau de la, nu mai știu ce formație de afară și să faci cum vrei tu plătești, că trebuie să plătești și asta e Ba, și cred că ești la bani foarte puțin, dar softurile astea nu sunt foarte scumpe și am văzut, au niște capacități să scoți niște treburi pentru mine care sunt anti-talent, mă gândesc că aș putea să scop peste noapte un hit. E pentru oameni de ăștia sunt adică făcute. să da, exact. sunt oameni care nu au pregătire și nu interesează să pregătească în domeniul da. ăsta. Vor să se distreze, for fun, dar nu cred că sunt foarte ieftine. 200-300 de euro plus crăcuiala. Că poți să le crăcuiești Nu, cel mai bine e să tragi normal, să cânți normal, să cânți mai... sunetul să fie cât mai cald, să nu fie digital, masterizat super sau nu știu ce. Trebuie să fie un sunet plăcut și... Mai, 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 este o problemă, dacă mă întreb, toată lumea ascultă acum muzică pe boxele mici, știi, pe care le conectezi la telefon, ți-ai da, pleiat da, da. pe 3 de pe Spotify, Uh, nu că sunt, sunt, niște boxe care s-au destul de bine. Da, dar da, trebuie să mergi și pe trotinet. Dar trebuie să mergi pe trotinetă odată, exact. Uh, uh, la mine l-am auzit într-o dimineață pe unul cu Boniem. Era, stau pe calea Victoriei și auzea Boniem foarte tare. Cum cu... să auzi muzica și treci unul cu trotineta și are o boxă, dar de-aia mare, da. în un Mamă. A, da. Sunt ăștia care uh, livrează mâncare, am văzut o grămadă. Da, care o grămadă care se plimbă, nu neapărat care lucrează pentru filme de astea de delivery, dar am văzut o grămadă de puști care fac chestia. Dar zici că poate fi fășit pentru reclamă sau de muzica no, unii și el livrează mâncarea ce... și văd, de la ce firmă să știi e. că asta am văzut și, și mi s-a părut, tot arhilar colindătorii A, bine, cu boxa, cu sticul băgat, băgat, știi? Și ei ce mai făceați voi, de fapt? Cântau că erați spunea, cinci oameni făceau, care... Cântau Câta... cu pozitiv, spuneam. Exact, dar da, m-am gândit, zic, ok, înseamnă că dacă facem... E un fake, da? Nu când tu, cântă boxa Cânta și tu să vii să-mi ceri bani. mie bani. Înseamnă că dacă tu îmi ceri asta mie bani, eu pot să-ți dau și bani de monopoli, nu? E ok să-ți dau niște bani de monopoli pe faptul că ți-ai băgat acolo și cânti nici măcar ce nu e al tău. Vezi, ăsta este omul modern. Da, minunea tehnicii moderne ne, ne aduce și în, 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 în situația asta de a le nevi și de a crede Sii, că totul facilitează mai ușor. e bicicletă electrică, la ce te mai agiți? Dom'le că-ți ajută ăla să dai la. A, înțeleg, unul care să cațără cu bicicleta. Am și atunci, la un MTB să cere ăla electrică, te ajută să urci o, o rampă. Dar să mă dau cu bicicleta ca să nu dau la pedale, degeaba mă dau cu ea. Cât mergi pe zi, mă, normal? Sunt zile când merg și 50, 70... De kilometri? Da. Mă, merg ceva. Da, dacă nu merg 20-30 de kilometri pe zi, n-am făcut nimic. Serios? Da. vine cu bicicleta când este cald. Păi eu normal, am zis că da. n-aș putea. mi-am mi luat bicicletă atunci, când a venit prima criză. Pandemia. Erau cozile alea. Eu trebuia să ajung în fiecare zi la universitate și stăteam la semafor cu mașina ca un rege. Păi ce, am văzut că cu bicicleta fac 40 de minute? Am păsat că să nu sănătos cu bicicleta. Da, da, da. Po, mine mă amuză la bicicletele astea. Mă rog, de ceva vreme există uh, șaua, da? Și uh, bicicletele nu au acel șanț acel șanț da. este făcut să-ți protejeze prostata, prostata, pentru că foarte mulți cicliști care au mers foarte mult au avut problemă cu impotența presând prostata, au devenit impotenți presând prostat, Era considerată boala profesională. De când a apărut acest șențules pe șa, s-a rezolvat această problemă, dar îmi place cum se numește, se numește Channel of Love. Ma. Exact <laughs> ce se spune. da. n-aveam, uite... Nu știam, da, nici eu. A fost amuzant. Am aflat de la o comisie de bicicliști. Uh, spre final, hai să lămurim când aveți cântări, că lumea vrea să vă vadă. Mă gândesc și totuși că dacă s-or da drumul la restricții și nu o să mai fie nicio problemă totuși, sau hai să se intre măcar cu test la concerte, uh, voi sunteți, ați lipsit de pe scenă și noi am lipsit din săl și ne lipsesc cumva concertele. M-am bucurat, am văzut în expirat zilele trecute Roadkill Soda. Băi, m-am bucurat ca un copil, am mai auzit și eu o chitară live, am mai auzit o toba, am mai văzut un smanes pe scenă, știi? Și bănuiesc că s-ar putea să fie surpriză de asta pentru foarte mulți dintre voi când veți reveni pe scenă. Când sunt cântările și unde? Păi avem... Uh în București pe data de 11 februarie. O să zic clubul? Poți să zici orice, normal. Da, la The Pub, Universității. Păi, îți... se va lansa acest single. Stai să le murăsc. Astăzi suntem în 19 9, februarie, 9 spre 10 februarie. Da? Deci suntem în 9 februarie. Deci... Pe 11, peste, februarie. Peste februarie. Adică peste două zile. Da, da no, peste ok. două zile. Da, asta am lămurit. Da, la, la, la universitate. La Pub Universitate. Așa, și următorile? Și următorul va fi pe 19, pe 19 am zis bine, la Phoenix, într-o sâmbătă. În Constanța. Constanța? În Constanța, da. În Phoenix, din Constanța. Oh, de rar am ajuns în zile friguroase la mare. Bănuiesc că aici asta o senzație acolo. Și este. Nasol, cum se spune, este că doar 30% au voie să intre. E, asta dar... cât înseamnă? Păi să 75 le de oameni. Nu, nu mai mult de 70. Maxim. A zis 75-70 undeva acolo. Ce frustrant. Și trebuie da, să stea și la este o distanță deci, o... no, Nu. Trebuie să fim pentru că trebuie să fim în fața oamenilor și trebuie să lansăm acest singur Nu avem ce face. Există această trupă americană The Flaming Lips. Și eu au făcut un clip mai de mult, dar acum, de când cu pandemia s-a viralizat foarte tare, tot publicul era băgat în niște, în niște bule de, de, plastic, știi? De alea, mm -hmm. de, te duci să te dai cu ele pe <coughs> Știi? Și mi s-a părut așa destul de... Mă, fiecare trebuie să stea în... în, în cușca lui, în bula lui, ca să te bucuri de un spectacol. Plus, știu că să mai spunea în pandemie, încercau, au fost niște încercări, nu prea au reușit, sau au fost câteva, cântări, voi să stați pe scenă și lumea să stea în mașină. Da, s-a încercat. Și, bă, bă, nu știu, bănuiesc că de pe scenă e foarte bine. frustrant Uu, și între rău. piese te claxonează da. în loc să aplaudă, te claxonezi. Da. Exact da. Câte crește trebuie, cum să le Transmisia. conectezi toate. Na, nu, că nu ascultau la căști, ascultau pe difuzoarele din da, mașină. Da, da, da. Zădeau da, prindeau, de, frecvență. Și aștept... că s-auzea nașpa, dacă mă întreb. Adică multă lume care a fost, au fost câteva concerte uh -huh. făcute așa și... Da, Dar dincolo de sunet, nu-i frustrant pentru voi să ai feedback-ul din mașină? Că nu e ca și cum te-ai la un film, ca la un de film ce? e altceva. s-a încercat orice. Și-au dat oamenii seama că, de fapt, nu merge muzica live nici online să faci cântare online. Pentru că am ascultat părerile multora și nu ai feeling-ul ăla. Trebuie să-l vezi pe ăla de pe scenă. Să-l auzi. E, dincolo de muzică, da, este și un, acel, am mai vorbit despre asta, este acel schimb de energie pe care tu-l faci cu cu, cu Nu mai transmis nimic în secunda a Ce nu mai e nimic de la spectator. Plus la mă gândesc ta. că dincolo de tipul ăsta de cântări au fost și cântările online și alea cred sunt la fel de frustrante oricât îi da. vezi pe aia care se uită la tine pe niște monitoare Metallica am văzut că au făcut așa, aveau pur și simplu un perete de monitoare, a fost drăguț dar na, sunt niște oameni pe monitoare în fine, păi foarte mulțumesc că ați venit și mă bucur că v-am văzut și că sunteți sănătoși bine pe picioare noi, și că n-am pățit nimeni nimic și că o să o ducem... Sper să vă placă și celelalte sigăluri, să vă placă albumul. Vrem ca oamenii să fie alături de noi. Noi am compus pentru ei întotdeauna. De când mă știu eu, piesele la care am lucrat, eu știu, am închis ochii și mi-am imaginat cum este să le cânți în concert sau, eu știu, omul, fanul respectiv, cum o să o întâmpine, cum o, o să-i placă, să zic. Și am încercat să fim cât mai energici, cât mai, nu știu, tineri, să spuneți, și am dovedit asta, având toți o vârstă, nu contează vârsta, și am depinde asta ce, despre ce tine, energie ai și, tine, și tine, cât bine, de bine, mult bine, îți place să faci această meserie, și să nu o faci degeaba, să rămână ceva după tine. Și asta dorim noi și îi așteptăm la concerte să vină, pentru că avem nevoie de ei, avem nevoie, noi trăim din vânzarea de bilete, când o să fie și o să o dea Dumnezeu, și atunci noi nu o să-i dezamăgim, suntem alături de ei. Când o să se lanseze noul album, Zodiac, da. Uh, va fi și pe vinil și pe CD și se va găsi în magazinele unde se găsesc CD-uri. bănuiesc, nu? Da, noi suntem distribuți. la Media Pro Universal. Ei, Ei ocupă de distribuție. casa noastră de discuri. Mm -hmm. Și în luna mai, sperăm să fie totul gata. Le-am dat toate datele. Am stabilit cum va arăta coperta. Vom avea și tricouri. Uh, Totul este ok și... Așteptăm să se întâmple. Cred că îmi spuneai mai devreme că închid ochii și îmi imaginez cum o să recepteze publicul... Uh, piesa, piesele respective. Unul din, dacă ți-ai pus ceva în cap și vrei să realizezi treaba aia, mi am aflat și eu, de la alții mai inițiez decât mine, că unul din cele mai sănătoase lucruri pe care poți să le faci este să-ți imaginezi că într-o zi se va face un film despre povestea ta cum, din situația, prezentul mai neplăcut în care ești și rezultatul ăla, și dacă te ții de treaba asta, ca exercițiu de minte, dar și faci lucrurile să se întâmple cumva, într-o zi scresc practic șansele să ajungi acolo. Iar voi faceți asta, adică. Vrem să și filmăm acest concert. De asta uh, sunt și un pic agitat, trebuie să facem rost, să avem finanțe, bani pentru a plăti. Uh, știi Miramani, că mai am o propunere pentru tine, dar o vorbim după și la mai să rămână ceva după noi, să rămână de la acest proiect. Zic că e păcat. Și uh, pentru prima oară o să lucrez, bine, am mai cântat cu metronomul, dar acum încerc să pun în cadrul piesei percuțiile care sunt uh, pe acest album. Și o să merg cu metronomul și la un moment dat la anumite topuri se aud, eu știu, niște clopoței, eu știu, diverse sunete și o să se audă. Pentru prima oară care o să facem așa ceva. Cred că e și foarte sănătos. Am ascultat destul de multe piese și văd cât de mult a început să conteze poate mai mult decât în trecut producția de studio. Producția de studio este foarte importantă. Să pui mici detalii pe piesă care să-ți să dea sau, sau să, să subliniezi un accent, mi se pare crucial, știi, să, să ai talentul ăsta să sublinezi accentele pe piesă. Că unii au, unii au, mai puțin. În fine, Costi, Nelu, vă foarte mulțumesc că ați venit și mă foarte bucur că v-am văzut și așteptăm discul nou, neapărat. Cu autografe. Da, o să avem. Cine o să cumpere vinilul sau cred că e și la asta, o să aibă, uh, să facem în coperta albumului cu, cu semnăturile noastre, va fi în, băgată la acolo. Am văzut o știre în anul de grație 2021, pe toată planeta s-au vândut peste 2 miliarde de viniluri, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 1991 și a crescut și piața de CD-uri. Total surprinzător cu atât Spotify și... Uh, Dacă s-a stat în casă, lumea și-a făcut de lucru. Uite, am văzut că luna asta lansează, februarie, lansează Amorphis, uh, următorul album. Și făceau o reclamă la ce, crezi La casetă. Aha. Da, revine și casetă. Casetă, vinil, CD. Bă, eu merg pe... Din comoditate aș merge pe CD, dar în general îmi place să merg pe vinil, că mi se pare că vinilul, în afară de căldura aia a sunetului... Aia e media aia care dispare în digital. De asta a, Așa vinil. este. Dar cumva, din respectul pe care îl ai pentru muzicianul X sau Y, că tot ai dat banii pe vinil, înțelegi foarte bine care a fost intenția lui în studio mai mult decât de pe un mini boxă sau vinilul e treabă. Dar pentru asta trebuie da, știi că pe YouTube box. tot ce asculti, frecvențele sunt, sunt tăiate. Da, știu foarte bine. Știu? Am făcut experiența asta, am ascultat uh, o piesă de-a noastră pe YouTube de la albumul trecut și pe aceea l-am ascultat pe Apple cum arată. Deci s-a deschis automat, alt volum, altă, înalte, cu tot, cu joase, cu tot ce trebuie. Sunt tăiate, Există și la noi, am văzut, au început să apară din ce în ce mai multe târguri de viniluri, filter. ceea ce mi se pare... Bă, se pare foarte sănătos. E bine să intrăm și noi pe piața asta. Mulțumesc că ați venit și eu vă iubesc. Hai, vă mulțumim, la revedere. Mulțumim. Pa, pa. La revedere. Silviu Montano și prietenii săi. Podcast. Nu futilități.